Veste bună pentru cei cu deficiențe de auz. Vor putea să vizioneze filme fără ajutorul unui interpret. Senatul a adoptat ieri un proiect de lege care obligă pe furnizorii de servicii media să subtitreze în limba română producțiile video românești. În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficiențe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire națională și locală vor asigura subtitrarea în limba română a operelor audiovizuale românești, cum sunt filmele cinematografice sau filmele realizate pentru televiziuni seriale, foiletoane și documentare. Se arată în proiectul de lege adoptat de forul decizional. Legea a fost deja aprobată în Camera Deputaților și va merge pentru promulgare la președintele României. Inițiativa aparține deputatului PNL Adriana Săftoiu și este semnată de 54 de parlamentari. În România trăiesc circa 30.000 de persoane surde și cu deficiențe de auz.